Salut, lei! Voi face citirea pentru săptămâna 13 martie, 19 martie, o săptămână cu uh, mișcarea lui Venus îi face inglesul în taur, dar și Mercur uh, în berbec. Veți primi horoscopul. Și, bineînțeles, vom simți toți în continuare influența lui Saturn în Pești. Haideți să vedem. Pentru fiecare a fost în funcție de horoscopul săptămânii trecute, unde am discutat despre Saturn în Pești. O mică excepție, în 2025, câteva luni, se va plimba puțin prin berbec. Haideți să vedem! Iată! Dacă sunteți bărbați, la baza pachetului sunteți voi, Regele de bute, leul. Uh, capabil să uh, vă impuneți față de ceilalți, să luptați pentru dreptate, pentru adevăr, să uh, promiteți ajutor unor persoane și, bineînțeles, uh, sunteți cei care uh, veți căuta să străluciți în această săptămână, să fiți vizibili față de ceilalți, uh, și uh, poate că resursele voastre uh, vor avea anumite schimbări. Haideți să vedem ce uh, ne arată tarotul. Voi Voi în uh, Arătați că sunteți capabili să comunicați. Comunicați foarte bine cu persoane la distanță. O comunicare care vă ajută în ceea ce faceți voi, dar legat de fericire, de creativitate, de hobby-uri, de distracție, această zonă a fericirii pentru voi este în stagnare și v-ați dori să ieșiți din această stagnare. Dar foarte greu veți putea, fiindcă sunt persoane care vă țin în această stagnare prin influența lor. Ar trebui să mergeți să vă impuneți voința printr-un triumf. Lucru pe care ați putea să-l faceți dacă vă înarmați cu foarte mult curaj, energie, dar trebuie să vă cunoașteți și drepturile și datoriile voastre. Aici aveți o situație dificilă pe care trebuie să o țineți sub control și asta veți face, veți ține această situație sub control, dar rămâneți în continuare în stagnare. Cunoașterea pentru voi va duce o relație sau o călătorie alături de un prinț de băte, vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în săgetător, un bărbat mai tânăr, un bărbat care călătorește foarte mult și el realizează venituri, dar uh, aduce și vești. Și s-ar putea să primiți o neutate, o informație de la acest bărbat. Legat de cunoaștere, de cursuri, de perfecționare, de examene sau chiar poate de o călătorie. Resursele locul de muncă, cariera. Legat de resurse, voi aveți un pas de bâte. Puteți fi și voi, poate să fie și un aspect al unei femei pe berbec, deci dacă sunteți lei, puteți avea un ascendent în berbec, sau poate să fie o colegă care Muncește foarte mult sau o persoană apropiată de voi, o femeie tânără, dar își dorește tot timpul noutăți, schimbare. Ea vrea să schimbe tot timpul ceva. Nu îi place să meargă la lucru și să facă tot timpul aceeași activitate monotonă. Cei din jur au și ei de câștigat din atitudinea ei. Și, în primul rând, și voi aveți de câștigat. Și. Poate să arate și faptul că își dorește călătorii. În ceea ce privește locul de muncă, voi vă întâlniți cu cineva din trecut. Poate să vină o colegă nouă sau un coleg nou. Poate să. Uh, un șef, o șefă, ceva se întâmplă. Vine o persoană pe care o știți din trecut. O persoană cu care vă simțiți bine, colaborați bine. Uh, Vă dă o senzație plăcută acest aspect. În schimb, legat de carieră, ați depus multe eforturi și veți primi niște bani din cariera voastră, din ceea ce ați făcut voi, din lucrurile care v-au adus menirea voastră. Deci această 10 de monede arată că veți primi acești bani alături de familie. Deci și familia va primi acești bani, nu numai voi. Vă simțiți bine cu acești bani primiți, puteți să-i investiți, dar este bine să faceți aceste investiții atunci când... Când soarele este aspecte benefice cu Jupiter. Uh, comunicarea. Contracte. Și. Uh, relații în comunicarea voastră cu frațul ori berberișoare vecini. Uh, am putea spune că aveți luna. Trebuie să fiți foarte prudenți. Această lună în pești arată uh, persoanele cu care vă confruntați. Voi trebuie să parcurgeți un drum, toată lumea nu în viață, și aceasta reprezintă calea voastră în viață. Este flancată de două animale, de un câine și de un lup. Am putea spune că veți avea persoane care vă bârfesc, vă mint, vă lingușesc. Dar în același timp vă întind capcane. Trebuie să treceți neapărat printre cele două turnuri. Acesta este drumul vostru până când ajungeți la capăt, la final. Deci, un drum nesigur, un drum plin de pericole, în care este bine să observați și să acționați. În ceea ce privește contractele, asocierile, procesele, căsătoria, aveți un prins de cupe. Poate să fie vorba de un bărbat tânăr cu ascendent zodie în pești. Dar este un bărbat care călătorește mult, îi place să-și cheltuiești, toți banii și cheltuie, rămâne întotdeauna fără bani. Și s-ar putea să-l să comparați cu un fel de. Um, o persoană care arată aceste aspecte ale unui curtezan. El să fie plăcut de toată lumea, să cucerească pe toți, uh, oferă și în stânga și în dreapta și niciodată nu se uită la bani. Deci. Uh, Poate să fie o persoană cu care aveți un contract, o asociere, să nu fie pe o afacere, fiindcă atunci s-ar putea chiar să vă influențeze acest lucru. Deci, pierderile acestui personaj. În ceea ce privește, sunt toți personaje: comunicare, relațiile voastre cu prieteni, cu protectori, cu asociații profesionale. Voi primiți bani pentru ceea ce faceți în aceste relații. Banii aceștia pe care îi primiți vă arată că aveți relațiile foarte bune, vă simțiți bine, vă simțiți ca și cum ați fi în vacanță, puteți să împărțiți acești bani, puteți să investiți, puteți să vă păstrați pentru distracție, deci vă simțiți foarte bine cu banii pe care îi primiți. Acasă. Schimbarea, transformarea, sacrificiu. Acasă, voi aveți niște blocaje în familie, în căminul vostru personal, dar puteți să depășiți aceste blocaje foarte ușor. Aveți tot ce vă trebuie pentru a depăși aceste blocaje. În ceea ce privește uh, schimbarea, Transformarea vă este parcă impusă de o persoană suverană, de un rege, un rege de spade. Este o persoană foarte mentală, cu principii, cu legi după care se ghidează, cu uh, impuneri. Deci trebuie să vă gândiți la o persoană care uh, s-ar putea să aveți și o datorie și această persoană să vină să vă atragă atenția. Este o persoană rece, o persoană mentală, cu care nu puteți stabili relații decât acelea de legalitate. Și trebuie să fiți foarte atenți să respectați aceste principii pe care vi le pune în față. În ceea ce privește, fiindcă s-ar putea să aducă și sancțiuni, în ceea ce privește secretul vostru, voi păstrați ceva secret, o inițiativă. Ați început ceva, ați făcut ceva. O inițiativă care să vă aducă o creștere, o dezvoltare, o expandare a unei afaceri. Aveți acest mic secret. Această inițiativă pe care ați luat-o poate legat de comunicare, legat de comerț, de transport este un aspect benefic pentru voi. Eu vă doresc. O săptămână frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.